rodziny Faustinek, słowa. Frați și surori din biserică, haideți cu toți împreună în această seară să spunem din toată inima noastră, lăudați să fie bun. Amin. Credem cu tărie și nu ne îndoim. Și repet, nu ne îndoim că Dumnezeu este prezent. Vedeți, cântările și-au rostul lor, poeziile și-au rostul lor, prezența noastră la biserică și are rostul ei, dar și învățătura din cuvânt își are rostul ei. E adevărat că putem pleca spre casele noastre cu nimic din predică, dar cu un refren de cântare din care Dumnezeu ne-a vorbit. E adevărat că putem pleca la casele noastre cu nimic din toate cântările care au cântat, dar cu un punct sau cu mai multe puncte din predica pe care am ascultat. Mă rog Domnului ca Duhului Dumnezeu să lucreze așa cum vrea El. Că și El este Dumnezeu. Noi ne dorim să fim uniți în mâna Lui. Și dacă Dumnezeu hotărăște să vă vorbească, dumneavoastră într-un fel și mie în alt fel, slavă Lui Dumnezeu, căci El este Dumnezeu. Îi mulțumesc Domnului că în seara aceasta îmi dă harul și posibilitatea să îi aduc mulțumire în fața bisericii. E adevărat că ne-a rugat în particular împreună cu copiii și cu soția, mulțumindu-l Domnului pentru încă o binecuvântare. E adevărat că sunt mulți care nu mai consideră copiii binecuvântări, dar Domnul se binecuvânteze și pe ei. Rămân, frații mei, rămân surorile mele și iubesc la fel. Dar știu din cuvântul lui Dumnezeu că copiii sunt o binecuvântare din partea Domnului. Și mulțumesc Domnului că mi-a dat o perebeca sănătoasă și soția mea este și ea sănătoasă. Slavă Domnului! Câte predici, frate și surori, ați ascultat din pasajul acesta? Multe. Eu personal am ascultat multe predici. Și câteodată când eram student și se nimerea ca alt coleg de-a meu să predice din același text, vedeam, Doamne, dar dacă eu am vorbit din textul ăsta, oare el ce să mai zică? Dar vedeți? Înțelepciunea lui Dumnezeu este măreață, mare. Și Dumnezeu din același text poate să scoată multe predici, mult învățător. Vedeți, toate istoriile acestea, cum spunea Pavel celor din Corint, le-a lăsat Dumnezeu pentru noi, ca noi să le citim și să învățăm din ele. Le spunea Pavel celor din Corint, măi, citiți Vechiul Testament, este de învățătură pentru noi. Dar este, frate și surori, de învățătură și pentru noi și pentru generația. Și în ultimul timp, dacă ați fost atenți, am avut multe predici cu privire la neprihănire. În această seară nu vreau să vorbesc încă o dată despre neprihănire. Dumnezeu mi-a pus pe inimă altceva din textul acesta și mă rog Domnului ca El să ne vorbesc. În primul rând, sau mai bine zis, în al doilea rând, spune aici în versetul 1, El era fără prihană și curat la suflet. În această seară aș vrea să mă acces pe cuvintele acestea, curat la suflet. Și apoi, în prima parte, aș vrea să privim împreună la felul cum se uită Dumnezeu la omul. Și avem de învățat în privința aceasta. Și o să vedeți de ce. Haideți să o luăm de la început. Felul
cum se uită Dumnezeu la un om. Și pe urmă ne uităm noi la oameni. E diferit. Haideți să le citim încă o dată, nu doar pentru că vreau să umplu timpul, dar e important. E important să le citim, să vedem cum se uită Dumnezeu la Iov. Da? Omul acesta era fără prihană și curat la suflet, el se temea de Dumnezeu și se rugea la, și se amintea de la rău. Bun. Mai departe. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Mai departe. Avea 7.000 de oi și mai departe. Nu-i important numărul. Și apoi spune mai încolo și era cel mai cuvază din locuitorile săi. Da? Am luat aminte. Este important cum să vede Dumnezeu la om. De ce? Pentru că noi, ca și copiii lui Dumnezeu, ar trebui să-i urmăm exemplu. Dar vedeți? Pentru că suntem influențați în lumea de care trăim, am schimbat prioritățile și nu ne mai uităm la fel ca Dumnezeu. Am întâlnit tineri care m-au întrebat, frate, ce să caut la un tânăr, că vreau să mă căsătoresc, dar ce să caut la el? Și apoi erau surori care întrebau același lucru. Vreau să mă mărit. Ce să caut la viitorul meu soț? Erau tineri care căutau prieteni. Și este foarte adevărat că un prieten adevărat era. Era. Dar știți cum trebuie să-L căutăm așa cum se uită Dumnezeu la om? Așa-L găsim. Dacă vrem să ne mărităm sau să ne căsătorim, dragi tineri, trebuie să căutăm așa cum caută Dumnezeu ca să fim fericiți. Mi-aduc aminte de felul cum s-a căsătorit tatăl meu, foarte simplu. Eu atunci când am auzit întâmplarea cum s-a căsătorit tatăl meu, m-am mirat că astăzi este mai complicat de cum era înainte. Dar am întrebat pe tatăl meu, măi tată, sunt și eu curios cum te-ai căsătorit, că nu, poate să urmezi exemplu. I-am zis, după ce am auzit, i-am zis cu siguranță, nu o să urmezi exemplul tău. Și tatăl meu a spus așa. Eram conștient că eram la vârsta la care trebuia să mă căsătoresc. Și m-a rugat înaintea lui Dumnezeu de o perioadă de timp, dar într-o dimineață, într-o duminică de dimineață, i-am spus așa Domnului. Doamne, a trecut ceva timp de când m-a rugat. Vreau, te rog frumos, ca în duminica aceasta de dimineață, eu voi merge mai repede la biserică. Te rog frumos, ca prima soră fecioară care va intra în biserică, ea să fie soția mea. Așa s-a rugat de meu. S-a dus mai repede la biserică și a stat și a așteptat. Și prima fată fecioară care a intrat a fost mama mea. Tatăl meu a dat înapoi. Ce a zis? Așa și a vorbit cu mama mea și apoi s-a căsătorit. Așa s-a căsătorit tatăl meu. Dar vreau să învățăm în seara aceasta când căutăm lucruri neprihănite sau prieteni neprihăniți sau prieteni adevărați sau un soț, o soție credincioși să privim și să căutăm așa cum caută Dumnezeu. Și vom fi binecuvântați. Vedeți, lumea, dacă sunteți atenți la... Eu câteodată nu sunt atent, că sunt mai prostit pe panourile astea pe care le trecem, cu reclame care sunt, câteodată trebuie să mă întorc ochii, că sunt... Ce sunt? Dar vedeți, panourile acestea publicitare fac reclamă la diferite lucruri, nu? Și... Poate ești în căutare la ceva, dar acolo pe panoul ăla este pus poate un bărbat frumos, poate o femeie frumoasă, ca să te influențeze. Să te influențeze la decizia pe care o iei. Vedeți, lumea aceasta are principiile ei de alegere, Dumnezeu le are pe lume. Dar dacă citim cuvântul lui Dumnezeu, atunci când căutăm să alegem, nu ne lăsăm influențați de lume, și ne lăsăm influențați de cuvântul lui Dumnezeu și atunci a câștigat.
Sunt atâtea familii care spun, n-am ales bine. N-am ales bine pentru că nu m-am lăsat călăuzit de Dumnezeu și am ales eu. O să vă dau exemple mai pur, mai clare, ca care sunt în zilele noastre, dar să ajungem acolo. Și, vedeți, când cauți pe cineva care să fie aproape din inima ta, nu putem să facem oricum. Pentru că noi facem o alegere de căsătorie, de exemplu, pentru toată viața. Și atunci când trăiești cu el sau cu ea, este pentru toată viața. Ei știu că există principiul acesta, dar nu vreau să intrăm în alte... Este pentru toată viața căsătoria. Cum să facem și cum să înțelegem cuvântul acesta ca să luăm decizii bune atunci când căutăm ceea ce am spus? La ce s-a uitat Dumnezeu în primul rând când s-a uitat la Iov? La ce s-a uitat, frate Sule? La lăuntrul lui. E adevărat, ca fată și ca băiat, n-ai cum să vezi lăuntrul unui om, n-ai cum. Dar știți cum vă dați seama ce e lăuntrul lui? Haideți să vedem dacă știți. Cum ne putem da seama că lăuntrul cuiva este un om, că este un om neprihănit, că este un om al lui Dumnezeu? Prin comportament. Nu? Cum să-ți dai seama că un om este un om al lui Dumnezeu? Prin comportamentul lui, prin vorbele lui, prin gesturile lui. Cum se comportă? Asta e primul pas. Știți, am auzit tineri care aveau posibilitatea să aleagă un băiat sau o fată bună și ei au zis așa. Păi dacă l-aleg pe el, ăsta e prea pocăit. Eu o să am o viață din asta posacă, zice așa, numai la nivelul ăsta, nu o să trăim mai sus, nu o să mă distrez. Dar dacă alegi cum alege Dumnezeu și cum se uită Dumnezeu, nu vei greși. Ferice de tine și ferice de soțul sau soția ta, dacă ei sunt neprihăniți. Că așa vei fi binecuvântat și binecuvântată. Ferice de prietenii care îi ai, dacă ei au o relație personală cu Dumnezeu, căci ei te pot ajuta în caz. Ei te pot ajuta în caz, pentru că sunt oameni neprihăniți. În al doilea rând, la ce s-a uitat Dumnezeu când s-a uitat la Iov? Ce-a încinit? Versetul 2. I s-au născut 7 fii și 3 fii. Lasă să uită Dumnezeu. Dumnezeu în al doilea rând se uită la familie. Doi bani dă lumea pe familie azi. Doi bani. Nici doi bani. Dacă sunteți atenți, ei au inversat ceea ce Dumnezeu. Lumea a inversat ceea ce Dumnezeu a lăsat. Oamenii din lume îi caută pe aia care au poziții. Măi, la unde e? Măi, la primărie. Mai trebuie să fie pe lumea. Mă ajută și pe mine. Cine e ăla? E păstor? Ha! Trebuie să stau pe lângă el. Are un punct. S-au inversat lucrurile. Dar Dumnezeu, în al doilea rând, când s-a uitat la el, s-a uitat la familia lui și e foarte important. Mai departe se descrie ce făcea Iov pentru copiii lui. Este așa de important atunci când te căsătorești și când mă căsătoresc să te uiți la părinții băiatului sau a fetei. Foarte important. De ce? Cum este mama, va fi și fiica. Când este tare, va fi și băiat. De obicei. Dar de obicei așa se întâmplă. Urmărește să vezi cum e familia lor. Ce fac ei? Au altar? N-au altar? Aleargă în ce direcție? Care sunt lucrurile care le caut? Fiți atenți! Pentru că te vei căsători. Dar te-ai căsătorit deja. Și nu mai poți. De aceea, dacă
caut să te căsătorești, dar vă caut prieteni. Ia principiile și ceea ce, felul cum privește Dumnezeu și nu te lăsa influențat de lume. Pentru că lumea, în ziua de astăzi, familia n-are nicio valoare pentru ei. Nici o valoare. Și nu greșim când spunem așa. Nu mai zic de faptul că ești creștin, neprihănit. Asta chiar că nu-i mai interesează. Chiar că nu-i mai interesează. Stăteam într-o zi cu soția mea și ne gândeam, de ce oare atâția creștini sunt prigăniți în lumea aceasta, că ei trăiesc cel mai frumos? Sau ar trebui să trăiască cel mai frumos de momentul acesta. Ei ascultă și de stat. Trăiesc frumos. Dar știm, în spatele tuturor acestea nu este petrecerea. Mai departe. Alt principiu aici, la familie, vedeți, Biblia spune că i s-au născut 7 fii și 3 fete. Dar n-am citit de ceilalți copii. Dumnezeu i-a mai dat 10 copii. Și încă un lucru, cu aceea soție. Da? Cu aceea soție. Cu toate că îi spune un sorin, cu toate că în timpul acela, la mod era să ai mai multe soții pe vremea când trăi ei. Dar el a ales să aibă una și l-a ales să-l asculte pe Dumnezeu și împlinința aceasta. Frații mei, e adevărat că înainte era un blestem să n-ai copii. S-a schimbat și asta. Astăzi e blestem să ai. Mai departe. Vorbește despre binecuvântata avere pe care o avea binecuvântată. Mare avere pe care o avea Iov. Și vedeți, punctele acestea sunt cele mai importante pe care le caută oamenii astăzi. Dar, din păcate, sunt cele mai importante și unele familii. Am auzit cu urechile mele surori care aveau fete de măritat. Și care îi spunea așa fiicei. De cine îți place? Păi, din băiatul. Dragă, nu vezi că n-ai nimic. N-ai lipis pământul. Ce vrei să faci pe el? Dar ea spunea, da, mamă, dar e prezent marțea la rugăciune, e prezent joia la rugăciune. Uite, cântă în față, slujește lui Dumnezeu. Chiar dacă n-are nimic. Dar e un om al lui Dumnezeu. Lasă-mă, trebuie să ai ceva, un traie, ceva, o bază, o cărămidă. Din păcate, sunt surori, sunt familii care sfătuiesc așa cu copiii lor și schimbă prioritățile și schimbă felul de cum privește Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a uitat niciodată la un om din funcție de cât are el. Că Dumnezeu a știut că el i-a dat. Dumnezeu s-a uitat la inimă, înăuntru. Noi ne uităm la ambalaj. Că nu putem să vedem mai încolo. Dar Dumnezeu să uită în noi. Așa că, frați și surori, familie și surori dragi, dacă vreți să vedeți fetele și băieții dumneavoastră căsătoriți bine la casele lor, urmați exemplul Domnului. Și copiii dumneavoastră vor fi fericiți. Chiar dacă vor pleca de pe pământul acesta și vor pleca în această taină a căsătoriei, fără nimic, poate cu banii doar care strâng la nuntă. Nu-i nimic rău. Dacă ei au o relație cu Dumnezeu, au o bază bună. Bună. Iar banii și ăștia vin în timp. Eu cred din toată inima mea că Dumnezeu ne dă cât putem duce. Cât putem duce. Dumnezeu nu ne dă mai mult să zică, măi, ia de aici 100.000 de euro și cu ei mă duc tot în ea. Dumnezeu îngăduie și Dumnezeu, mă refer la aceia care primesc toate binecuvântările acestei materiale în mod curat. Nu mă refer la aceia care treaba fiecare. A mai rămas puțin timp să vorbesc despre sinceritate.
Acesta este al doilea lucru despre care vreau să vorbesc în seara aceasta. Aș vrea să recapitulez punctul întâi, care este foarte important. Și repet, e foarte important pentru că uităm atunci când facem alegeri că Dumnezeu privește într-un fel, iar noi, din cauza influenței lumii în care trăim, putem să greșim în alegeri. De aceea să rugăm pe Dumnezeu la felul cum privește Dumnezeu când se uită la noi. Și așa, pe baza acestui exemplu, să luăm și noi să luăm și noi niște alegeri corecte, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Mai departe, curată la suflet. Vedeți, Iov era un om curat la suflet. Ce înseamnă să fii curat la suflet? Mă grăbesc un pic. Un om sincer. Sincer în vorbe, sincer în fapte, sincer în gânduri. Și vă repet, toate lucrurile acestea sunt importante pentru că, vedeți, și vreau să spun ceva înainte să nu se simtă nimeni ofensat. Deci, când dau un exemplu, nu este cu privire la nimeni. Nu este vedere cu nimeni din biserică. Să nu credeți că mă axez pe cineva. Dumnezeu este mematur că exemplele care sunt în general. Eu nu dau o exemple specifice. Vedeți că noi putem să venim la biserică și să ne rugăm frumos. Dar cine știe dacă ne-a rugat cu adevărat? Cine știe? Dumnezeu. Noi venim aici și cântăm, poate Dumnezeu ne-a dat o voce deosebită și un talent și noi îl folosim și aducem o cântare înaintea lui Dumnezeu, toți ne aud. Dar ne aude și Dumnezeu? Baza este sinceritatea. De ce este baza? Pentru că e important care este motivația pe care o am atunci când cânt. Înțelegeți? Este importantă motivația care o aduc atunci când mă rog. E important. De ce mă rog? Și când mă rog, felul cum mă rog, este pentru Dumnezeu sau pentru oameni? Înțelegeți? Eu pot să mă rog frumos și toți cei din jurul meu să fie impresionați, dar Dumnezeu nu. Pentru că rugăciunea mea din biserică de duminică trebuie să aibă o bază acasă. Dacă are o bază în cămăruță, Dumnezeu primește rugăciunea, chiar dacă este lungă. Citiți tot ceea ce Dumnezeu le-a vorbit fariseilor. Fariseii, la un moment dat, spune acolo, voi faceți rugăciuni lungi de ochii oamenilor. Foarte important. De ochii oamenilor. De ce? Să fiți văzuți de ei. Și nu de Dumnezeu. Sinceritatea este importantă pentru că dacă eu vin aici să cânt, cu adevărat o fac pentru El. Și toate cuvintele acestea pe care le spun în cântare, le simt, le doresc. Când spun, Doamne Iisuse, te aștept cu dor, e adevărat. Este din sinceritate, e adevărat. Și Dumnezeu cum să mă primească? Când vede că este adevărat, ce? Curat la suflet, în gând, în vorbe, în fapte. Fapta mea care o fac este să mă vadă frații din comitet sau o fac să mă vadă Dumnezeu? Atunci când stau de vorbă cu cineva și poate un frate mai cu influență trece pe lângă mine, vorbesc mai tare să mă audă fratele sau e adevărul? Înțelegeți unde e sinceritate? Sinceritatea înseamnă să nu fii fățarnic. Eu cred că mulți oameni în iad vor ajunge pentru că au trăit în fățărnicie. Pentru că au trăit în fățărnicie. Noi oamenii credem unul despre celălalt că suntem bine. Dar numai Dumnezeu știe. Curat la suflet, în gând, în vorbe,
în fapte. De fiecare dată, fraților, trebuie să ne verificăm când facem ceva. De fiecare dată. Să spun, Doamne, mi-ai pus faptul asta pe inimă, dar eu nu vreau să mă vadă frații. Eu nu vreau să mă vadă frații. Eu vreau ție să-ți aduc slavă. Eu vreau faptul asta care o fac, să o fac pentru slavă. Lui Dumnezeu, nu să mă vadă frații. Dacă citiți Evanghelia Domnului Iisus, dacă citiți cele patru Evanghelii și citiți despre viața Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos când vindeca pe cineva, când s-a dus la mormântul lui Lazar, citiți, a avut rugăciuni scurte. Scurte. Pentru că în spate avea nopți de rugăciuni. Domnul Iisus Hristos n-a vrut să-i fure slava Tatălui. El a vrut să facă voia lui Dumnezeu și atunci când spunea Lazar, ieși afară. Avea putere în cuvintele acestea pentru că în spate avea o bază a rugăciunii. Avea o relație cu Tatăl de noapte de rugăciune. Frații mei și surorile mele, curat la suflet înseamnă să fii sincer. Înseamnă să fiu sincer, să nu ne expun. Atunci când îi spun ceva fratele meu, să fie adevărul, adevărul, să nu dau cu mâna lui. Am mai dat exemplele acestea, dar spune, să nu dau mâna cu el și să am inima mea, pisma mare și amărăciune față de el. Să fie adevărat când îi spun că îl iubesc sau pace. Când fac o faptă, să-i aducem slavă Domnului prin faptă aceasta, pentru că Dumnezeu a pregătit-o să călcăm în ea și să aducem slavă lui Dumnezeu. Nu să ne vadă oamenii. Nu să luăm răspunsul aici pe pământ. Și atunci, când îi spui fratului tău, frate, te stimez, te apreciez, așa să fie și inima ta, adevărul. Când cuvintele ies din gură, să fie și inima la fel. Înțelegeți? Asta e, așa a trăit eu. Și acei oameni care spun că nu se poate trăi pe pământul acesta, fără păcat, în curăție, greșesc. Iov a trăit. Și în versetul 8, dacă citiți, Dumnezeu se laudă cu Iov înaintea lui, înaintea satanii. Și spune același lucru. Curat la suflet, neprihănit. Dumnezeu spune. Dumnezeu vorbea atunci în cer despre Iov. Astăzi vorbește despre noi. Ce vorbește despre noi? Ce vorbește despre noi, frașiților? E important. Frații mei, curat la suflet, să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Amin. Dacă avea venit Domnul Iisus în seara aceasta, să putem spune fiecare dintre noi, Doamne, așa cum a trăit Iov, Doamne, eu am fost curat și sunt curat la suflet. Ia-mă și pe mine. Să putem avea curajul să zicem așa. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să facem lucrurile acestea. Și cred din toată inima mea că cuvântul lui Dumnezeu ne poate schimba viața. Dacă lăsăm, dacă luăm principiile acestea și felul cum Dumnezeu ne descoperă din cuvântul Său și aplicăm la viața noastră, Dumnezeu ne poate schimba. E adevărat că sunt familii, eu nu vorbesc, și repede, nu vorbesc de biserică, că nu știu. E adevărat că vin familii în biserică, sunt soție și sunt certați, au probleme unul cu celălalt. Și vin și se închină în biserică și nu rezolvă nimic. Frații mei, Dumnezeu să dea eliberare. Dumnezeu să dea ajutor. Dumnezeu să ne ajute ca în deciziile pe care le luăm să privim la El cu înțelepciune și să vedem cum lucrează El, așa să lucrăm și noi în Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute ca când facem o faptă, când mergem și vorbim cu oamenii și când facem lucruri,
să fim sinceri în toate privințe. Și atunci, când Domnul Iisus Hristos va veni, ne va lua. Ne va lua pentru că am lucrat în sinceritate împreună cu El și n-am fost fățarnici. Dacă citiți în Scriptură, niciodată Domnul Iisus nu s-a rugat pentru oameni fățarnici. Citiți. De ce? Este un verset în Biblie care îmi place așa de mult și este foarte adevărat. Cel neprihănit, spune, va cădea. Deci nu spune nimic de cel fățar. Acolo spune, vedeți, deci care este învățătura din versetele acestea? Cel neprihănit va cădea de 7 ori, dar se va ridica. Dar de ce? Că el cade pe cale. Înțelegeți? El e sincer cu Dumnezeu. Și umblă în sinceritate cu Dumnezeu și păcatul sau ceea ce a făcut este un accident. Este un accident, nu un obicei, un accident. Și el se ridică, dar cade pe cale, pe calea cea strâmbă. Cade acolo pe cale. Omul fățarnic care are o viață duplicitară, o viață nesinceră, o viață care nu este cu Dumnezeu, dă impresia că e cu Dumnezeu, dar nu e cu Dumnezeu, cade de pe cale. Și de pe cale e greu să mai revii. De pe cale e greu să mai revii. Eu nu zic că este imposibil. Este posibil. Dar doar cu ajutorul lui Dumnezeu poți să reveni de departe de unde ai căzut. Poți să reveni pe calea Domnului Iisus Hristos. Cel neprihănit de 7 ori cade pentru că Domnul Iisus este lângă el și îi sprijinește, este pe cale. Dumnezeu să ne ajute, frasurilor, să fim sinceri cu noi înșine și cu cei din jurul nostru. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare. Amin. Amin. Mulțumim, Domnul, în seara aceasta pentru cuvântul adus în mijlocul nostru, pentru cântările cântate, pentru tot. Dar vreau să facem cu toți împreună lucrul acesta, de aceea vreau să vă invit să vă ridicați în picioare și vreau să încheiem timpul de închinare printr-o rugăciune, de consacrare în mâna Domnului și zic ca Domnul să ne binecuvânteze. Să ne rugăm cu toți în această rugăciune.